Salutare, bine ați venit la un nou episod astăzi cu Adelina din Cum să obții un job în IT în 2024, Data Analyst și BI Developer. Pe Adelina, n-ați mai văzut-o alături de noi, ghiciți de ce? O să fie prima dată când colaborăm, pentru că cursul de Data Analyst și Power BI l-am împărțit în trei module, Excel, SQL și Power BI. Fiecare cu trainerul lui separat. Aici o să aveți, pentru voi am făcut chestia asta ca să puteți să aveți mai multe perspective ale oamenilor specializați pe fiecare lucru în parte. Bun. Și așa că astăzi facem cunoștință cu Adelina, Team Lead Data de la Estée Lauder. Am pronunțat corect, Adelina? Da, apreciez. Bună, eu sunt Adelina. Cum a spus și Vlad, în momentul de față sunt Team Lead Data and Analytics Solutions la The Estée Lauder Companies, centru digital deschis în București. Am o experiență de 6 ani în domeniul data and analytics și am avut oportunitatea de a lucra în mai multe industrii. Am fost și în companii de IT, acum am ales să mă focusez pe o singură industrie. Am ținut traininguri în special pe partea de data visualization încă din primii mei ani de experiență. Și ce să vă mai zic despre mine? A fost, să zic așa, materia mea preferată la facultate și de acolo am prins drag pentru domeniul data and analytics. Și o să vedem împreună ce presupune jobul de data and analytics developer, data analyst sau BI developer. O să-i vedeți foarte multe denumiri și să sperăm că o să fiți încântați de idee și o să vă placă zona asta. Sunt sigur că o să le placă. Dacă s-au înscris, tu o să vii cu ultimul modul, deci practic lumea o să fie încălzită. Adelina are glume bune. Predă foarte bine, o să vedeți mai departe experiența ei, deci avem toată încrederea că o să reușim cu tot pachetul să vă ajutăm să vă angajați în IT cât mai repede posibil. Bun, pentru că cumva toată lumea asta îți dorește. Hai să vedem despre ce vom vorbi astăzi. Vom discuta un pic despre de ce IT, o să vorbim un pic despre beneficii, ce face un data analyst și așa mai departe, de ce ai nevoie ca să devii data analyst. Deci avem nevoie de Power BI? Cine ne învață Power BI? Și forma Academy 2.0 și aici o să vedeți câteva informații. Cine ne învață Power BI ați văzut deja, dar intrăm în puțin mai multe detalii în slide-urile următoare. Hai să vedem un pic cu salariile. Adelina, eu am pus informațiile de aici luate de pe internet de la Institutul Național de Statistică și așa mai departe, adică sunt date valide pe aici, dar vrem să vedem un pic ce spune un expert în domeniu despre aceste date. Ți se pare că suntem pe acolo, mai mari, mai mici? Sunt foarte apropiate de realitate, într-adevăr. Salariul de început chiar pe acolo este, depinde dacă încep cu un internship, dacă încep din prima cu o poziție de junior. Dar în mare parte cam asta este încadrarea pentru început. Creșterile de la un an la altul, într-adevăr, depind și de performanță și de cât de mult vrei tu să înveți, pentru că fiind un domeniu relativ nou în care încă descoperă lumea, încă sunt companii care acum își fac strategia de data, contează foarte, foarte mult aportul tău și cât ești dispus să înveți. Iar ca salariu mediu în zona asta de data and analytics, într-adevăr, după câțiva ani poți să ajungi la salarii de peste 10.000 de RON, în mare parte cam în 3 ani, să zic așa, maxim poți să ajungi la salarii de genul acesta. Dacă înveți bine și ai niște manageri care te promovează. Și te ajută, e important și asta. E foarte important cine te ajută în proces și e foarte important ce mentor îți alegi și să te promovezi pe tine bine. Asta o să îi învățăm și noi pe oameni în cursurile noastre, o să avem foarte multe discuții din experiențele proprii, pentru că pe lângă informațiile tehnice și teme și așa mai departe, cred că e bine să învețe din experiențele noastre ce ne-am lovit, de ce am dat cu capul și cum am ajuns să avem rezultate în sectorul IT.
Iar pe zona asta de beneficii flexibile și așa mai departe, voi ce aveți, de exemplu, la companie? Work from home. Mare parte, noi mergem de două ori pe săptămână la birou. Avem un workplace, biroul nostru, office-ul din București este foarte, foarte frumos. E o clădire chiar în centrul orașului, avem view panoramic 360. Adică chiar avem un birou care te atrage să vii acolo. Avem și pachete de beneficii extrasalariale foarte bune, asigurări de sănătate. Ok, deci practic beneficiile sunt cam peste tot. Adică cum, ce vreau eu să înțeleagă lumea este că în IT sunt mai multe poziții. Adică dacă ești IT, nu ești neapărat programator, tester și atât. Adică data analystul este o meserie din ramura din IT. Exact, bun. Deci sunt cam pe acolo. Lucrurile sunt bune. Încă se fac angajări și, cum a zis și Adelina, mi se pare un punct bun, e la început, la noi, cel puțin în ce am văzut și eu pe joburi. Poți să ne dai tu mai multe detalii aici, dacă ai? Este la început, în primul rând, la noi. Încă sunt multe companii care nu știu exact ce presupune rolul sau cum anume să valorifici munca și talentul fiecăruia ca să obții valoare din partea asta de data and analytics, dar ce pot să spun este că sunt și companii foarte mari care încă lucrează la strategia de data, care își dau seama că practic în perioada asta și cu AI și cu machine learning care au apărut super puternic din spate, este considerat analiza datelor și datele unei companii sunt considerate nou petrol. Și, practic, dacă le folosești în beneficiu companiei tale, poți să ai, de fapt, avantajul competitiv și creșterea pe care ți-o dorești. Și de asta, cumva, acum, în special în perioadele de criză, companiile vor să vadă ce a mers prost. Când totul merge bine, nu prea te uiți exact de ce a mers bine, dar în perioade tulburi, imediat vrei să vezi ce s-a întâmplat. Și acum, deci, cum ai zis, noul petrol. Da. Deci înseamnă că până următoarea perioadă ar trebui să fie o creștere. Noi și atunci când aducem un curs nou și facem cursurile respective, ne gândim foarte mult și la piață, să vedem cam ce este pe piață, dacă sunt poziții pentru oamenii respectivi. Și din tot ce am analizat și noi, pare că mergem într-o direcție bună, care lumea își dă seama că are nevoie de mai multe persoane pentru un proiect, nu de un om bun la toate. Hai să trecem un pic și la următorul slide, că lumea mai știe din ce am mai povestit și noi mai devreme, hai să vedem de ce ai nevoie ca să devii un data analyst sau BI developer sau cum vrei tu să-i spui. Data engineer sau data visualization developer sau business analytics engineer. Sunt atât de multe denumiri pentru aceeași poziție încât uneori ești confuz, dar te obișnuiești, adică ușor, ușor te cam prinzi care sunt și că înseamnă de fapt același lucru, toate cu mici variațiuni, că fiecare companie are strategia ei. Da, sunt multe companii care pun data analyst și faci în poziția aia 10.000 de lucruri, nu? Exact, Bun. Exact. Diferă foarte mult job description-ul, din păcate nu este încă o aliniere foarte clară a rolurilor în domeniul data and analytics, dar te cam prins din job description ce se cere exact. Dar ce ai nevoie, ce e cel mai important din punctul meu de vedere, este să ai gândire analitică, creativitate, pentru că este foarte important să realizezi că nu întotdeauna business-ul va ști ceea ce își dorește și că tu va trebui să-l ajuți să-i dai ceea ce de fapt nici nu știa că are nevoie. Ok, dă-mi un exemplu. Ai un exemplu concret în minte? Da. Uite, de exemplu, poate să vină un brand al nostru care știe că are niște date, nu știe exact ce e în datele respective, nu știe ce vrea să obțină din ele, dar e conștient că undeva în datele respective o să obțină răspunsuri la întrebări de genul care sunt top 5 produse pe care le-am vândut quarterul trecut. Dar tu de la întrebarea asta poți să-i arăți cât de multe lucruri poate să obțină, nu doar top 5 produse vândute. Poți să-i arăți cum au evoluat de la o perioadă la alta, cum sunt în raport cu celelalte produse,
tot felul de calcule complexe, astfel încât să ajungi la o concluzie la care nici măcar nu se așteptau. De exemplu, că un anumit produs s-a crescut într-o anumită perioadă, deoarece a avut ceva promovări, de exemplu, pe social media, pe TikTok sau mai știu eu ce. Și pentru asta trebuie creativitate și gândire analitică, să stai să sapi în date și să descoperi chestii interesante. Pe zona asta ai nevoie de statistică și matematică mult? Ai nevoie de gândire matematică și, într-adevăr, statistica este foarte utilă. Un background de statistică te ajută în momentul în care realizezi dacă ceea ce ai făcut tu chiar răspunde la întrebările business-ului. Iar matematica te ajută pentru că business-ul de multe ori îți cere să faci calcule complexe. Adică trebuie să realizezi ce înseamnă, de exemplu, year over year growth. În matematică, ce înseamnă cum a crescut, să zicem, valoarea vândută de anul trecut până acum. Și trebuie să știi cum se calculează matematica. Ok, deci practic mai mult trebuie să ai cunoștințe basic, dar cumva să le duci în zona de practic. Adică da, nu exact. Să știi cum să calculezi o integrală, nu, ci... Nu, integrale, derivate, nu. E și cum să gândești partea de business prin matematică, să ai niște concepte. Ok, bun. Deci nu trebuie să fugă oamenii dacă, nu știu, vor să facă o reconversie profesională și așa mai departe. Pentru că au venit mulți oameni și din grupele trecute care voiau o reconversie profesională și le plăcea mai mult zona asta de data analyst. Poate mulți erau între data analyst, business analyst și erau orientați puțin mai mult pe zona asta și au ales pentru că erau pasionați de zona de statistică. Și ce ar trebui să aibă un data analyst, BI developer, din tot ce cunoști tu. La început, vorbim doar de început. Să aibă minime cunoștințe tehnice, în principal să știe Excel, pentru că cumva e primul tool de analytics pe care îl înveți și îl învață toată lumea, deci cumva să înțelegi cum funcționează Excel-ul și ideea de a lucra într-un fișier Excel. Iar de aici vin plusurile. Să știi un pic de SQL, să înțelegi ce înseamnă un query într-o bază de date, să înțelegi ce înseamnă să faci un select într-o bază de date, să câteva noțiuni de bază ca să înțelegi ce înseamnă până la urmă un tabel, cum folosești o formă tabulară a datelor. Iar apoi vine și partea de data visualization. Aici poți fi efectiv roluri de sine stătătoare de data visualization developer, unde intră partea asta de statistică, de creativitate, un pic de UI UX, să știi să te joci și cu culorile, să faci o navigație frumoasă și... Când zici navigație, cred că ai pierdut navigație... Ce navigație? Adică să te gândești un pic, uite, eu sunt business și vreau să văd vânzările mele pe anul trecut. Cum ar trebui să interacționeze userul final cu un dashboard? Că să zicem că vede un bar chart. Vreau să-l filtrez, vreau să văd pe mai multe regiuni, vreau să văd pe mai multe țări și trebuie să asigur că are capabilitățile necesare în dashboardul tău să vadă absolut toate informațiile de care are. Deci, practic, nu știu, să zicem, sunt manager zonal pe Transilvania și pe zona asta de București, Constanța și așa mai departe. Tu când faci un raport și vrei să dai omului să vizualizeze datele, trebuie să te gândești la toate use case-urile pe care le-ar putea încerca să deschidă raportul, că dă click în stânga, că e grăbit și nu știu ce face. Da. Ok. Interesantă zona asta. Tu știu că ai experiență în domeniu, folosești termeni și de asta te-am oprit ca să putem să explicăm puțin oamenilor ce înseamnă navigație și toate lucrurile care țin strict de angajare. Poți să ne dai tu un pic de informații de cum te-ai angajat tu și ce ai făcut, dacă ai avut suport în procesul respectiv, dacă ai vorbit cu persoane care lucrau în acest domeniu sau cum ți-ai ales, că e important și asta, cum ți-ai ales din atâtea joburi? Când eram la facultate, am făcut un traineeship, să zicem practică, în ClickView, un tool de data visualization. Și am văzut cam ce înseamnă să lucrez cu datele, să înțeleg și ceva ce mie mi se părea nu foarte complex, mi-am dat seama cât de complex este de fapt.
Și m-a atras foarte mult faptul că puteam să fiu creativă, că mă jucam eu cum așezam în pagină vizualizările, culorile, că erau cerințe mai creative. Era, știi, ca și cum ai desena. Și asta m-a atras atunci. După care, când am terminat facultatea și am decis să merg către o direcție, am, într-adevăr, am vorbit cu oameni care lucrau în zona asta și mi-au povestit cam ce înseamnă jobul lor de zi cu zi și am început ușor, ușor. Masterul, iarăși, l-am făcut tot în zona asta și am aprofundat cunoștințele, pentru că îmi dăduse seama că ar putea fi un domeniu care îmi place. Nu mi-a plăcut programarea, poate asta este un lucru important pentru oamenii care vin la curs, pentru că nu e nevoie să-ți placă neapărat programarea ca să poți să fiu data analyst. Ok. Și nu mi-a plăcut, într-adevăr, programarea și mi s-a părut cea mai interesantă arie pentru mine în IT în punctul ăla. Apoi, să zic așa, primul job a fost la HP, unde era strict doar parte de analiză de date, nu făceam foarte mult development. Era practic primul job. Și următorul a fost la Oracle, unde am căpătat, să zic, la început cea mai multă experiență și am lucrat cu industrii foarte diverse. A fost pentru prima dată când am lucrat cu oameni din peste 20 de țări diferite, de la Middle East, în America, Nordul Europei, Africa și așa mai departe, inclusiv în engleză și franceză. Faptul că acolo, efectiv, era o zi în care poate lucram pentru o școală din Italia, de exemplu, unde analizam costurile pe care le au ei cu elevii și așa mai departe. A doua zi poate lucram pentru o companie de petrol din Middle East. Și, efectiv, era un switch complet de mentalitate, de interacțiune cu oamenii, de cultură. Și am învățat foarte, foarte mult acolo. Deci e important să ai și partea asta de comunicare. Da. Pare că e destul de important și depinde foarte mult. Da. Nu? Că poți să fii și mai tehnic pe poți partea asta. Poți să fii și foarte tehnic și să nu mergi în direcția asta. Este o alegere. Dar pentru dezvoltarea ta și pentru, să zic, promovarea și momentul în care vrei să faci mai mult decât development și să crești un nivel, să-ți crească salariul, este bine să încep să mergi către zona asta de discuție directă cu business-ul. Este mult mai interesant ca tu, omul tehnic, să discuți direct cu business-ul decât să aștepți, de exemplu, un business analyst care face toată intermedierea asta între business-ul și tu, data analyst sau developer. În momentul în care vorbești direct cu ei, este cu totul alt vibe și te ajută și pe tine și pe ei mult mai mult în proces. Vreau să vorbim un pic și de partea asta de schimbare, că noi am adus o schimbare acum, anul ăsta, am început cu Tableau și după am trecut la zona de Power BI. Și vreau să te întreb cam care sunt diferențele dintre Tableau și Power BI. Cele două tool-uri sunt tool-uri de vizualizare a datelor. Așa știu eu, dacă greșesc, mă contrazici. Foarte bine. Și mai departe, să ne spui tu un pic ce este Power BI, pentru că tu o să înveți pe oameni să folosească Power BI. Cum spunea și Vlad, Power BI este tot un tool de vizualizare a datelor, dezvoltat de Microsoft. De ce am ales de data aceasta să mergem către Power BI? Este pentru că în momentul de față este varianta aleasă de cele mai multe companii din IT, ca fiind tool-ul principal de data visualization. Fiind atât de popular, normal că ai și mai acces la mult mai multe resurse. Există Power BI Community, unde poți să afli foarte multe detalii, unde ți se răspunde foarte repede la întrebări, challenge-uri și așa mai departe. Și este, pentru început, este mai ușor să ai acces la el, fiind zona de Power BI Desktop este gratis. Poți să dezvolți și să lucrezi cât de mult vrei la început, că nu are niciun cost. Și este mai powerful în ceea ce privește momentul în care transform datele, momentul în care scrii calcule. Limbajul pe care îl folosește Power BI nu este foarte complicat. Într-adevăr, este un limbaj specific Power BI pe care îl vom face la curs și o să vedeți ce înseamnă, dar nu trebuie să vă speriați de el
ca, nu știu, atunci când începi să fii programator și scrii prima dată cod, se învață, există foarte multe resurse pe internet și... Dă-ne un exemplu, cum ar trebui să-l folosim sau o sintaxă, un... Deci pe lângă faptul că tu cu click-ul o să te duci și o să iei datele și o să le extragi, poate mai ai nevoie de niște configurări. Da, niște transformări. Uite, de exemplu, poate ai nevoie de o coloană condițională. Să spui, de exemplu, că dacă produsul este X, Y sau Z, înseamnă că e categoria de produs skincare. Dacă e ABC, înseamnă că e make-up. Dau un exemplu. Ei, ca să creezi genul ăsta de coloană, există două limbaje în Power BI, Power Query și DAX. Power Query este pentru transformare de date, DAX pentru calcule. Și efectiv vei scrie o condiție if foarte asemănătoare cu SQL. Nu e foarte diferită de SQL, dar sunt mici chestii de care trebuie să ții cont. Avantajul este că tool-ul, fiind destul de matur și destul de folosit worldwide, te ajută foarte mult în scrierea codului. Are chiar și AI, componente AI care te ajută să scrii codul. Adică înveți. Se învață. Experiență. Și văzusem că ai foarte multe comunități de unde poți să te inspiri. Da. Adică asta mi se pare un lucru super important, că ok, ai materiale, poți să vezi de ce s-au lovit oamenii. Și la muncă, nu bănuiesc să faci asta, adică dacă ai o problemă, poți să intri să întrebi, bă, uite, am lovit de asta sau să te uiți. Da, și poți să întrebi chiar și ChatGPT. ChatGPT ajută destul de mult când pur și simplu poate te-ai blocat la o formulă și nu știi cum să calculezi astfel încât să obții ceea ce îți dorești și îl întrebi pe ChatGPT. Cum aș putea să scriu cel mai optim o formulă în DAX, în Power BI, astfel încât să obțin ceva anume? Poate nu-ți va da răspunsul perfect, că e normal, dar cu siguranță îți va da direcția în care să te duci și să te ajute. Iar comunitățile și toată documentația pe care o găsești de la Microsoft pe internet și canalele de YouTube care sunt super, super ok, te ajută foarte mult să înveți. Și înveți fiecare funcție, ce face, cum se folosește, vezi exemple. YouTube-ul e plin. O să fure AI-ul această poziție? E întrebarea secolului. Ca să fure AI-ul această poziție, business-ul trebuie să știe foarte clar ce vrea. Bun, deci asta nu o să se întâmple foarte curând. Bun, deci suport continuu, astea sunt lucrurile. Suport continuu mai ușor de folosit, îl găsești, asta e important, îl găsești la majoritatea companiilor de IT. Da. Deci e clar că o să te ajute mai departe și la interviuri. Integrare ușoară cu Excel, Power BI, tool Microsoft, toată lumea are un Microsoft Word pe care l-a folosit, deci lucrurile continuă. Bun. Și cine ne învață? A început Adelina să vă povestească la începutul discuției despre ea, dar voiam să o mai las un pic pe ea să intre un pic în zona de training-uri, în zona de este Lauder, să ne spună poate un pic din... Să ne spui care a fost cel mai interesant proiect pe care l-ai făcut până acum. Da, este o întrebare foarte interesantă. Sincer, nici nu m-am gândit până acum care a fost cel mai interesant dintre ele. Au fost foarte multe interesante la Estée Lauder, mai ales pentru noi, fetele, în momentul în care lucrezi în industria de beauty, te atrage mult mai mult ceea ce face mult mai interesant să te uiți. Cred că cel mai interesant proiect este proiectul în care am analizat, am colectat datele, aici vorbim un pic și de partea de data engineering din spatele Power BI, în care adun datele din surse și așa mai departe, dar nu este neapărat subiectul cursului acum. Scopul principal a fost să analizăm profitabilitatea tuturor magazinelor, tuturor brandurilor Estée Lauder din toată lumea. Ok. Ca să vedem unde se cheltuie banii în fiecare magazin, care este profitul pe care îl generează fiecare magazin. Scopul cumva fiind indien să vezi ce magazine merită să rămână deschise, ce magazine ar trebui închise. Și a fost foarte interesant. Sunt mii de magazine sau zeci de mii? Zeci de mii. Zeci de mii. Pentru că vorbim de 25 de branduri, peste 100 de țări, cu multe magazine în fiecare țară.
Care e cel mai cunoscut brand? Este Lauder. Ok. MAC brandul de machiaje pe care îl avem și noi în mall-uri. Clinique iarăși e foarte cunoscut și pentru băieți, Tom Ford, Kilian, branduri de parfumuri pentru, okay, pentru băieți sunt mai sonore. Și sunt 25 de branduri. Și atunci a fost foarte interesant. Și era foarte interesant că după ce am făcut tot, deși era un proiect extrem de complex, foarte, foarte complex, pentru că aveai, de exemplu, currency-uri diferite la fiecare magazin. Unul era în dolari, unul era în leu, unul era în euro și așa mai departe. Și trebuia să le aliniezi. Userul, de exemplu, voia să vadă, după cum voia el, ori în moneda locală, ori în dolar, doar apăsând pe un buton. Cum faci asta în Power BI? Există metode prin care obții... O să înveți la curs. Da, exact. Și a fost interesant la final când puteam să mă duc efectiv în magazine din România pe care le știam și să pot să văd ce s-a întâmplat cu magazinul ăsta și care e performanța. Asta mi s-a părut unul dintre cele mai interesante. E tare să lucrezi pentru o companie unde vezi un feedback clar, adică te duci, exact, în magazin, vezi produsul, te duci, vorbești, vezi oamenii aia care, pentru care practic lucrezi, să aibă aplicații, da, să poată să vizualizeze datele. Mi se pare tare. Ce mi se părea interesant e că ai peste 30 de interviuri susținute la alte companii sau... Și la alte companii, dar în principal la compania actuală. Okay. Eu practic aici în România am fost primul membru al echipei de Data and Analytics și am crescut echipa ușor-ușor. Normal că a fost nevoie de multe interviuri, de multe momente în care a trebuit să alegem strategia, direcția în care să mergem. Și pentru mine a fost foarte interesant că am avut oportunitatea asta și să fac o echipă de la zero și să vedem cum creștem împreună, să venim cu idei pentru business și pentru oameni care nu știu exact cum să folosească data and analytics în treaba lor de zi cu zi. Am avut interviuri foarte diverse și experiențe foarte interesante la interviuri. Pentru poziții de junior, mid, senior, ce poziții intervievezi? Toate. Am avut și poziții de internship, și poziții de junior, și de mid, și de senior. Bun, deci dacă vreți să aflați cum să vă angajați cât mai repede și cât mai ușor și ce să scoateți în evidență, că de fapt despre asta e vorba, puteți să o întrebați pe Adelina în cadrul cursului, bine, și separat pe LinkedIn și așa mai departe pe rețelele de socializare. Ai o întrebare pe care o pui la fiecare interviu? Da, am și o întrebare pe care o pun la și fiecare. Și poți să o zici? Este practic un fel de use case, okay, care eu l-am primit la primul meu interviu și pe care l-am păstrat la toate interviurile și încerc să aduc persoana cumva în realitate. Întreb persoana respectivă de un domeniu care îi place, să-i zicem, okay, Formula 1. Și zic, ok, imaginează-ți că ești șeful unei echipe de Formula 1, team principalul, și la finalul zilei vrei să vezi un dashboard despre performanța mașinii tale. Ce anume ai pune tu în dashboardul respectiv, astfel încât să obții cât mai repede informații despre performanța mașinii tale? Da. Și mi se pare foarte interesant, pentru că în momentul ăla persoana iese cumva din filmul interviului, se gândește la ceva pe care cunoaște și care îi place în viața de zi cu zi, se gândește, bă, ce aș vrea eu efectiv să văd? Niște statistici. Care a fost viteza medie? Cât a durat de la start până la viteza maximă? Care a fost trasa ideală? Nu știu, orice. Și așa vezi și gândirea analitică și punerea structurată a ideilor. Mai departe, ce trebuie să faci? Partea asta de investiție versus rezultat. În IT de obicei investiția se recuperează după ce ai obținut rolul în IT. Procesul durează 3-4 luni, 3 luni jumătate. Am pus în calcul și zona de interviuri, dar depinde și de tine cât de mult timp te implici. Pentru că, uite, de exemplu, poți să aplici după prima lună jumătate, poți să începi să aplici pe joburi de internship, junior și așa mai departe. Și atunci poți să te duci în perioada asta de 4 luni, poți să te duci în 6 luni și așa mai departe. Dar, practic, de asta am adăugat și câteva săptămâni la cursul acesta, ca să puteți să aveți mai mult timp
în care să exersați, să vă faceți exercițiile și să interacționați mai mult cu trainerii noștri care vedeți și voi, sunt diverși. Și ai salariul din start peste media din România. Asta e important, toată lumea vorbește de bani, peste tot auzi, ies în oraș cu niște prieteni, mesele de pe lângă mine vorbesc despre bani, cum să faci bani, cum să ajungi să ești la pensie la 28 de ani cu economii, totul se învârte în jurul banilor. Și atunci asta e o oportunitate pentru voi, să găsiți un job care să vă aducă un venit mai mare și să vă ajute să investiți și poate în pasiunile voastre. De ce nu? În primii ani, creșterile de salariu sunt cam între 10-30%. Cum a zis și Adelina, în 3 ani ajungi la peste 10.000 de lei și ai foarte multe beneficii. Astea sunt lucruri importante pe care noi poate, dacă lucrăm în domeniu, nu le mai vedem chiar atât de wow, dar mereu când discut cu oameni care poate sunt în alte domenii, fac alte lucruri și îmi zic, băi, uite, tu, nu știu dacă îți dai seama, dar faptul că tu poți să lucrezi din orice loc este un beneficiu, că nu trebuie să pierzi o oră dus, întors, poate la job, ai anumite facilități pe care unii nu le au și atunci sunt importante. Și când vă gândiți la o trecere, gândiți-vă la tot pachetul de beneficii și gândiți-vă și la ce poate să meargă rău. Că pot să meargă și lucrurile rău, dar o să vă spunem într-o altă discuție. Bun, păi cam asta a fost. Cursurile durează 3 luni jumătate, o lună o să vă întâlniți și cu Adelina. Noi am început cu înscrierile și în prima săptămână din martie o să începem cu Roxana, pe care ați văzut-o puțin mai devreme. Cam asta a fost. Mulțumim pentru atenție, sper că ați urmărit până la capăt. Mulțumesc foarte mult, Adelina, că ne-ai dat din informațiile pe care le ai. Așteptăm la curs și cu siguranță o să fie fun. O să vedeți că e o zonă IT-ului foarte interesantă.